La mănăstirea Hadâmbu din județul Iași a fost adusă sâmbătă 11 august 2018 racla în care se află fragmente din moaștele a cinci sfinței bisericii noastre. Sfânta Împărăteasă Elena, Sfântul Teodor Stratilat, Sfântul Teodor Tiron, Sfântul Pantelimon și Sfântul Mucenic Victor. Sfintele moaște au fost aduse de la mănăstirea Horăști din Republica Moldova de către arhimandritul Nectarie Herman, starețul acestei așezări monahale. Odoarele de mare preț au fost întâmpinate în fața mănăstirii Hadâmbu de către un sobor de preoți și de către un număr mare de pelerini. Racla a fost înmânată arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, și a fost purtată spre incinta monahală. Împărați asupra celor patrinici, că pentru noi s-a arătat se mare. Sfinte, Domnule, ești sufletele noastre. Ești Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm ți-i auzi-ne și ne închinuiește. Sănătatea, ajutorul, mântuirea lor. Trebuie să te felicitați. Bine ați revenit. Spun revenit, fiindcă de poveștia voastră, nu sunteți străini de acest așezământ, deoarece de tânăr copil, aș putea spune, veneați în pelerinaj, în excursie, tocmai de la Cernăuț Krasnăinski. De altfel, comuna Părintele Stariții Biscădincioși se alătură și suntem vecini cu comuna Bicovul Iisus. Apoi, milosivul Dumnezeu l-a chemat la treapta preoției, l-a blagoslovit să ajungă și stareț de mănăstire în Basarabia, Moldova, unde iată că, Părinte Stareț, veniți în Moldova noastră, nu vreau să lungesc cuvântul meu, fiindcă am să vă las pe Sfinția voastră, să spuneți câteva cuvinte referitor la Sfintele moaște de unde se trag, din ce țară, și cu bunăvoința binecuvântarea Lui Dumnezeu care a lucrat în Sfinția voastră. V-ați gândit să ne bucurați și pe noi această mică obște destoinică și pe toți pelerinii credincioși care vă aflați în seara aceasta, care v-ați adunat în seara aceasta. Vedeți că dumneavoastră nu a știut că aveți și veți avea așa o mare binecuvântare. Cred că Măicuța Domnului v-a ajutat și v-a făcut vrednici să întâmpinați Sfintele Moaște. Bine v-am găsit! Bine ați venit! Mulțumesc, Bunul Dumnezeu, că, într-adevăr, cum a spus Părintele Stareț, de tânăr, din anii 90, vin aici, în această Sfântă Mănăstire. Cunosc de pe când stătea Părintele în colț, în peșteră, acolo. Și astăzi vedem ce măreață mănăstire și ce frumusețe cu lucrarea Maicii Domnului. Bine v-am găsit, Părinte Stareț, și nu sunt vrednic să mulțumesc Sfinților Mucenici pe care au ajuns la noi în Sfânta Mănăstire cu binecuvântarea Episcopului de Silistra din Bulgaria, cu ajutorul Părintelui Dobre, am primit în dar aceste sfinte moaște, părticele, pe care la rândul nostru ne-am gândit să oferim în dar aceste sfinte mănăstiri ca semn de recunoștință Maicii Domnului, care Părintele Stareț la rândul lui ne-a dus cu 2 ani în urmă copia icoanei Maicii Domnului, care se află la noi în Basarabia, în Mănăstirea Horăști, de unde sunt eu. Astăzi
am ajuns cu fragmente din moaștele Sfinților a împărătesei Elena, Sfântul Teodor Tiron, Sfântul Teodor Stratilat, Sfântul Mucenic Victor și Sfântul Pantelimon. Să rugăm acești sfinți să mijlocească pentru noi, pentru că podoaba bisericii noastre o împodobesc sfinții. De aceea, să ne rugăm acestor sfinți care i-am adus pentru totdeauna spre închinarea frăților voastre și a tuturor pelerinilor care vor veni și vor cere ajutor de la Maica Domnului și la sfinții care sunt, să mijlocească pentru fiecare și să fie în ajutor fiecare după trebuința și chemarea care o are. Să rugăm sfinții să mijlocească pentru noi și de astăzi înainte să vor afla aceste părticele de moaște în Sfânta Mănăstire Hadâmbo, unde ne vom putea închina și vom putea cere sprijinul și ajutorul sfinților în fața Bunului Dumnezeu. Aveți fericită ocazie și mare binecuvântare ca peste voastră vă închinați la aceste sfinte odoare, sfinte moaște, și mulțumim Preacurate Maicii lui Dumnezeu prin acest post al adormirii Maicii Domnului s-a mai adăugat câțiva sfinți care nu poposesc, vor rămâne pentru totdeauna să străjuiască această cetate, să ne povățuiască și ocrotească atât poftea, Sfânta noastră mănăstire, pelerinii evlavioși care vor veni către Măicuța Domnului Ioana și Cătăline să vă închina lui blagoslovenie și binecuvântare de la Măicuța Domnului și de toți sfinții. Racla a fost așezată apoi în biserica nașterea Maicii Domnului, iar credincioșii au fost miruiți și au primit litia binecuvântată la slujba vecerniei.